Prea iubiții mei, astăzi este o zi deosebită pentru mine. Este ziua hirotonirii într-un arhiereu, hirotonie săvârșită în vinerea luminată de izvorul tămăduirii. Din 2 mai 2008, iată, în urmă cu 12 ani, la altarul euharistic al Catedralei Mitropolitane din Cluj, prin punerea mâinilor vrednicului de pomenire, mitropolit Bartolomeu, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod al bisericii noastre. Mulțumesc prea milostivului Dumnezeu pentru această cruce a slujirii și mă rog cu frică și cu tremur să împlinesc întru toate și față de toți voia sa cea sfântă. Gândul meu se îndreaptă cu adâncă și intensă rugăciune într-o neîncetată recunoștință către vrednicul de pomenire, mitropolit Bartolomeu Anania al Clujului, care îmi este model de mărturisire, însă și de caldă, vie și însuflețitoare slujire, amintindu-mi cu emoție de anii de ucenicie petrecuți cu înalt preasfinția sa. De asemenea, rugăciuni înalți și pentru înalt preasfințiții mitropoliți Andrei și Serafim, care m-au purtat în jurul altarului la primirea cerescului har al arhieriei, și pentru toți ceilalți ierarhi săvârșitori ai hirotoniei mele într-o arhiereu. Le sunt adânc recunoscător tuturor celor care, cu timp sau fără timp, au fost alături de mine pe cale, celor care se ostenesc în slujbe, în privegheri, în rugăciuni, tuturor celor din clerul bisericesc și din cinul monahicesc și poporului drept măritor, căci împreună suntem Biserica cea vie a lui Hristos. Astăzi am citit la Sfânta Liturghie din Faptele Apostolilor cuvinte cu putere multă, deosebit de actuale, atât pentru vremurile acestea pe care le traversăm, cât și pentru această zi. În Faptele Apostolilor ni se relatează cum apostolii Petru și Ioan, după ce fuseseră eliberați de Îngerul Domnului din temniță, învățau poporul în templu. Arhierei Sinedriului au pus forțele de ordine, cum am spune astăzi, să îi aducă pe apostoli la judecată și le-au cerut să-și înceteze propovăduirea și lucrarea. Iar atunci apostolii au dat acest răspuns: trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Iubite frate, iubite soră, atunci ești ucenic al lui Hristos când asculți mai mult pe Dumnezeu decât pe oameni, când nu taci, deși unii îți cer să taci, când propovăduiești și când slujești, deși unii îți cer să încetezi. Aceasta este valabil și pentru mine, ca arhiereu, însă și pentru tine, împreună slujitorule al altarului, și pentru tine, iubite frate și iubite soră, care stai înaintea altarului în rugăciune. Cu mare durere am fost martor în această perioadă unor situații create în contextul pandemiei, care au pus la grea încercare frații arhierei din alte țări și biserici surori. Am văzut ierarhi sancționați pentru că au slujit liturghia, deși ordinele statului o interziceau. Am văzut și vedem creștini care protestează față de acest regim al închiderii bisericilor. Am văzut și în România o mare urgie îndreptată asupra bisericii noastre, deși, iată, în al preasfințitul părinte arhiepiscop Pimen de la Suceava, bolnav de coronavirus, s-a împărtășit cu atâția preoți împreună slujitori din același potir,
iar ancheta epidemiologică a arătat că virusul nu s-a transmis altora pe această cale. Pentru ce atunci toată această împotrivire față de biserică? În aceste zile ale mâhnirii și nedumeririi, cuvântul viu al apostolilor ne stă aproape de inimă și ne îmbărbătează. Trebuie să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni. Desigur, aceasta nu înseamnă să sfidăm autoritățile sau să încălcăm ordinele. Înseamnă însă că noi avem cugetul lui Hristos și că nu putem împrumuta gândirea autorităților și judecata lumii. Mitra arhierească pe care noi o purtăm pe creștet arată că noi judecăm cu mintea lui Hristos, cu mintea luminată de Duhul. Știm de la profetul Isaia că gândurile lui Dumnezeu nu sunt ca gândurile oamenilor. Ne conformăm, dar nu ne plecăm cugetele unor rațiuni slabe, omenești, contestabile, relative. Respectăm legile și ordinele când nu avem încotro, dar nu cedăm și nu schimbăm rânduielile bisericii după astfel de cugete lumești. Iată, și în acest context pandemic, unele țări au închis cu totul bisericile, altele, mult mai puține, printre care Suedia, unde ne aflăm noi acum, au ales o altă cale. Din ce în ce mai mulți apreciază acest model suedez de confruntare cu epidemia. Noi însă avem o singură cale pe care o urmăm, calea apostolească. Să învățăm poporul aceste cuvinte noi ale lui Iisus, cel înviat, să învățăm iertarea și pocăința, să îl dăm oamenilor pe Hristos în Sfânta Euharistie. La aceasta am fost chemați, nu cu sila, ci cu dragostea față de Hristos și față de semeni. Iubite frate, iubite soră, astăzi în calendar pomenim doi sfinți ierarhi, Atanasie, patriarhul Alexandriei, și Atanasie Patelarie, al treilea, patriarhul Constantinopolului. Ambii sfinți ierarhi au trăit în vremuri diferite, însă au avut în comun vremuri foarte tulburate ale bisericii, care s-a confruntat cu erezii, învălmășeli și primejdii nenumărate. Ambii sfinți au fost mai degrabă arhierei în exil, fiind nevoiți să se refugieze din calea persecutorilor și a oponenților bisericii. Iată, Sfântul Atanasie cel Mare, în secolul al IV-lea, a fost nevoit de 5 ori să plece în exil din cauza arienilor. Era arhiepiscop, însă se ascundea prin morminte și fântâni, în timp ce dușmanii bisericii păreau că vor birui. A fost persecutat toată viața lui, nu doar de grupările de arieni, ci și de împărații care îi sprijineau pe aceștia și chiar și de unii episcopi eretici. Mărturisirea și fermitatea Sfântului Atanasie cel Mare au biruit într-un final, în ciuda tuturor aparențelor, în ciuda faptului că victoria ereticilor părea definitivă. El este cel care a avut un rol foarte important la Sinodul Ecumenic de la Nicea din anul 325, dar și la alcătuirea crezului pe care îl rostim la liturghie,
Toate acestea pentru că a iubit biserica și pentru că a fost întocmai ca apostolii, a ascultat de Dumnezeu mai mult decât de oameni. De partea cealaltă, Sfântul Atanasie al III-lea, patelarie, a fost patriarh al Constantinopolului în secolul al XVII-lea, fiind nevoit să ia calea pribegiei. Constrâns de autoritățile turce, a căutat ajutor la țările europene creștine, dar văzând cum catolicii condiționau ajutorul de semnarea unei mărturisiri de credință papale, a renunțat. El a găsit ocrotire în țara Moldovei, unde era domnitor Vasile Lupu și unde a păstorit credincioșii din Galați și Brăila vreme de 12 ani. A murit în exil, pe drumuri, pe când se întorcea din Rusia, unde fusese tot pentru a obține sprijin pentru Biserica Constantinopolului, aflată în robie turcească. Iată așadar cum acești doi sfinți ierarhi, Atanasie cel Mare, patriarhul Alexandriei, și Atanasie al III-lea, patelarie, patriarhul Constantinopolului, ne arată că, deși în exil și lipsiți de pârghiile puterii instituționale, lucrarea lor a fost mare pentru biserică. Aceasta ne întărește pe noi, căci vedem că la Dumnezeu nu autoritatea instituțională este ceva, ci autoritatea Duhului și a slujirii, autoritatea mărturisirii. Mai pomenim astăzi pe Sfânta Matrona de la Moscova, mutată la Lăcașurile Cerești la 2 mai 1952. Nu vreau să lungesc cuvântul meu, însă, frate și soră de pretutindeni, nu ezita să alergi într-o rugăciune la această mare sfântă și ajutătoare a creștinilor din vremurile de pe urmă. Câtă suferință a putut încăpea în acest trupșor, atâta har a încăput în inima acestei creștine. Născută oarbă, paralizată la 17 ani, traversând vremurile persecuției bolșevice, unicul scop al vieții sale a fost de a sluji altora. Iată minunea lui Dumnezeu, cum poate un om care este orb și paralizat să nu fie povară pentru cei din jur, ci lumină, sprijin, mângâiere pentru mii și mii de oameni. Aceasta a fost Sfânta Matrona și aceasta a fost minunata sa lucrare. Înaintea adormirii sale, Sfânta Matrona a zis: toți, toți să veniți la mine și să-mi povestiți necazurile voastre de parcă aș fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi și vă voi ajuta. Să facem ascultare de acest cuvânt. Am făcut și eu ascultare în urmă cu câțiva ani, am ajuns la moaștele Sfintei Matrona din mănăstirea de maici, acoperământul Maicii Domnului din Moscova. Am simțit multă alinare și întărire atunci când m-am închinat la moaștele Sfintei Cuvioase Matrona. Să ne agățăm cu toată puterea rugăciunii noastre de Sfânta Matrona și de alți sfinți ajutători
ca să depășim zidul ispitelor și al încercărilor.